Familia de Danemarca a devenit extrem de înrudită cu toate familiile dormitoare și uitați-vă că de la regii Greciei până la familia regală britanică, peste tot există o sămânță din această familie de Danemarca. Norvegia, unde tot dinastia de Glücksburg în Danemarca domnește, dinastia de Saxa-Coburg-Gotha, pe care o avem în Belgia. Belgia care este o țară cu mari probleme sub toate aspectele, dar pe a cărei unitate a reușit să fie păstrată tocmai din perspectiva faptului că monarhia a reușit să facă să depășească momente grele. O țară care a stat vreo 3 ani fără prim-ministru. E o țară cu niște discrepanțe și cu un sistem extrem de greu de guvernat, dar tocmai regele a fost cel care a dat unitatea, la fel cum s-a întâmplat și în statul spaniol, unde avem unul din cazurile rare de restaurație după moartea lui Franco, prin venirea regelui Juan Carlos și revenirea la dinastia de Bourbon, care fusese alungată încă din perioada interbelică în urma presiunilor mari pe care comuniștii spaniolii l-au exercitat chiar înainte de războiul civil 1936-1939. Avem iarăși în Europa de Est câteva dinastii, din păcate niciuna dintre ele nu se mai găsește pe tron astăzi. Și o să dau câteva exemple. Avem, iată, un lucru interesant. Dacă din o dinastie străină poate să aducă un avantaj de prestigiu major la nivel european și mondial, dacă poate să aducă un capital de relații internaționale pe care o dinastie autohtonă nu-l poate avea niciodată, și dacă poate să vină să impună, să pună la punct disputele care există între diversele grupuri politice și în grupurile de interese care există într-o țară, există și celălalt caz al inadecvării unei dinastii, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu dinastia de Danemarca în Grecia, sau cum s-a întâmplat și în cazul Bulgariei, unde avem o tradiție a unei violențe care renaște după 500 de ani de pașalâc otoman și unde avem 3 dinastii schimbate la rând, Wittelsbach, Badenberg și apoi Saxa-Coburg-Gotha, și avem și un experiment ciudat, experimentul cu prințul moștenitor ajuns prim-ministru. E o chestiune destul de rară, dar care nu se găsește neapărat, nu a fost deloc inspirată și a dus mai curând la compromiterea monarhiei. De asemenea, în Grecia vedem că foarte greu nordicii au putut să se asimileze stilului mediteranean și ortodox de aici, din Balcani. În cazul țării noastre, lucrurile au mers un pic mai bine. A existat un raport de complementaritate între elita națională și dinastia străină care a fost impusă. Spre deosebire de toți vecinii noștri, noi am reușit să ne păstrăm statalitatea în perioada otomană. Și pur și simplu, nu doar că ne-am păstrat statalitatea, am dat și 2 dinastii glorioase. Una din cele mai mari dinastii ale Europei de Sud-Est, dinastia Basarabilor, care a domnit de la 1290, de la Radu Negru, Basarab I, apoi până la decapitarea lui Constantin Brâncoveanu și a celor 4 fii la 15 august 1714 în Țara Românească și dinastia Mușatinilor în Moldova. De aceea, la noi, existând o tradiție a monarhiei, există o tradiție a simbolurilor regale mai mare decât în cealaltă țări din jurul nostru care au devenit pașalâcuri turcești, această trecere a fost mult mai ușoară și contactul între elita locală și elita locală foarte dezbinată și măcinată de lupte interne și această familie domnitoare pe care Carol I a dus-o aici și prin care a impus o anumită ordine, o disciplină, o rigoare, a reușit să ridice un pic nivelul de așteptări al națiunii române din secolul XIX, a existat un grad de compatibilitate mai mare. Acum toate aceste familii europene pe care le cunoaștem, fiecare dintre ele reprezintă în sine atât un simbol național, cât și un simbol european. Ele fac parte dintr-o mare familie europeană a caselor regale. Puține case regale, nu există case regale care nu se rodească cu altă casă regală. Iar, ca să vă dau un exemplu, lângă noi există un singur caz de casă regală autohtonă ieșită de niște condiții istorice revoluționare, fără niște rădăcini aristocratice foarte clare. Este vorba de
familia regală din Serbia, Karađorđević, care provine chiar din rândul liderului Revoluției Anti-Otomane la sfârșitul secolului XIX. Bun, cam asta ar fi în mare situația cu ceea ce înseamnă impactul între identitatea națională și simbolul monarhic. Să nu uităm că, în fond, un rege este singurul care poate da stabilitate unei națiuni și cred că oricând niciodată nu e târziu pentru restaurație și sunt convins că pentru un proiect de țară cu adevărat trainic și care să aibă efecte pe termen mediu și lung, singura soluție este restaurarea monarhiei. Vă mulțumesc, m-ați ascultat.